Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Gorjul în direct. Vă spune gazda dumneavoastră de astăzi, Iulian Țimpea. Alături de mine, în studioul de la Sud FM, dar și în direct pe TV Sud, este antrenorul, deja tânărul antrenor, Mario Găman, de la Luceafărul Târgu Jiu. Bună ziua, bine ai venit, Mario. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Și bună ziua tuturor telespectatorilor și radioascultătorilor noștri. În primul rând, felicitări pentru rezultatul obținut la sfârșitul săptămânii trecute. Luceafărul Târgu Jiu a reușit performanța de a câștiga Cupa Stelelor Viitorului de la București, ce s-a desfășurat, cum spuneam și mai devreme, la sfârșitul săptămânii trecute. Iată că, chiar dacă nu avem, sau e moarte clinică, fotbalul profesionist de la noi din județ, centrele de copii și juniori private reușesc să obțină și să aducă rezultate extraordinar de bune pentru județul nostru. Spune-ne cum a fost acest turneu, Mario, în primul rând. Cum să fie? A fost un turneu reușit din toate punctele de vedere. A fost un turneu la București, la Stelele Viitorului. A fost un turneu în care am fost într-o grupă cu 4 echipe, adică am avut 4 jocuri în grupă și finala. Au fost echipe bune, echipe cu renume la noi în țară, atât la nivel de junior cât și la nivel de Liga 1. Am fost în grupă cu ACS Juniorul, cu Cauti Steaua Sudului, FC Voluntari, o academie foarte puternică, și FC Juniorul. Am reușit să le învingem pe toate, nesperat, neașteptat, dar copiii au făcut un turneu excepțional și în finală i-au bătut pe aceiași Cautis, Steaua Sudului, cu 2-1. Ai reușit, pe lângă trofeul pe care l-ați obținut, cel mai bun jucător al turneului, golgheterul turneului, tot de la Târgu Jiu. Da, pe David Bucă, copilul fostui fotbalist care a trecut și pe la noi prin curtea noastră, de la lui Bucă, Cătălin Bucă. Da, este un copil foarte talentat, un copil ascultător, talentat, care a reușit prin prisma echipei și prin prisma lui să reușească să ia 2 trofee. Pentru el, vă dați seama ce înseamnă o realizare extraordinară. O realizare, mai ales că sunt realizate într-un oraș foarte mare, în capitala României, unde toată lumea a fost cu ochii pe ei, de la federație, de la cluburi importante din Liga 1, că au fost foarte mulți să vadă nivelul celor din născuți în 2011, care sunt foarte mici și vorbim de copii de 6 ani, 5 ani care au mers la acest turneu la București. Noi am avut și 3 copii de 2012, de 5 ani jumate, 6 ani împliniți. Dacă pot să și enumăr cei 11 jucători care au fost, plus că noi avem un lot de 16-17, dar 4-5 copii din motive personale nu au reușit să meargă la acest turneu. Avem pe Andrei Cioancaș, Neamțu Robert, Motor Garareș, David Bucă, Andrei Pop, Tudor Grecu, Făciu Ianis, Neamțu David și Ionescu Sebastian, ultimii 3 sunt născuți în 2012, plus 2 jucători de la Constantin Andreucă, de la ASE Pandurașu, Radu Teodorescu și Radu Pescaru, 2 copii foarte cuminți și foarte talentați. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Constantin Andreucă, cu care am început să facem o colaborare foarte frumoasă între cele 2 cluburi ale noastre, în care pe diferite categorii de vârstă cu jucătorii care avem noi în curte, la categoria dânsului de vârstă îi dăm ce e mai bun, noi luăm de la dânsul ce e mai bun. Deci în special pentru copii, pentru spiritul de competiție și să vedem pe ei fericiți. Că e normal, știți cum e, la o categorie de vârstă la noi sunt 2 copii mai răsăriți, în altă parte sunt 3 și dacă nu-i unim și nu ajungem să facem un lot și să fie ei din punct de vedere mental, psihic, câștigători, nu putem face nimic la acest nivel de vârstă. Mario, cât de greu ți-a fost în acest proiect? Pentru că nu a demarat de foarte mult timp la Târgu Jiu și implicarea ta nu este de foarte mult timp. Ai obținut, reușit să obții licența în primul rând UEFA B. UEFA, da, împreună cu colegul meu care este antrenor secol la Pandurii, cu Militaru. Am fost în primii 3 la notele obținute în generația cu Adi Mutu, cu Tibi Bălan, cu foarte mulți, cu Eugen Beza, care este secund la și merg foarte bine la Sibiu, la Ermanștan, este secundul lui domnul Pelici. Am reușit licența B UEFA și ce să văd, când am venit în Arabia, am reușit împreună cu Bobby,
care este pentru mine unul dintre cei mai profesioniști antrenori din curtea celor de la Pandurii la juniori, mie fiind un antrenor și la Pandurii la echipa a doua când activam ca jucător, și împreună am zis că vrem să creăm altceva, să venim cu ceva nou, cu o mentalitate nouă și corectă, pentru că noi considerăm că este mentalitatea corectă a antrenorilor în privința juniorilor este cel mai important ingredient care te ajută să inițiezi și formezi corect. Că asta e cel mai important lucru. Cum pleacă, așa se rup. Da, totuși, cred că nu ți-a fost ușor să nu pui mi-a fost bazele ușor acestui pentru proiect. Că știți cum e, foarte greu, încă nu am reușit să realizez un teren, acum sunt în discuții, am reușit să iau un pământ, sper să reușesc în cel mai scurt timp un teren sintetic, în special că este foarte greu, este foarte greu, și pe această cale vreau să mulțumesc domnului director de la Litovoi și domnului Sică Diaconescu pentru ajutorul care este greu și acolo, că sunt foarte multe echipe, este și basketul, este și handbalul, și sperăm cu sala noastră, sala sporturilor, care se va realiza în cel mai scurt timp din ce în următoarele 10 zile mele, ar trebui să fie gata. Atunci o să fie un program mai lejer și o să putem face și mai multe antrenamente acolo. Nu a fost ușor, bineînțeles. Este greu când pleci de jos și am plecat, vreau să vă zic, anul trecut în decembrie am avut 4 copii. Am început cu 4 copii, din cei 4 care sunt și aici din 2011, dar ușor, ușor am ajuns la 53 de copii în 8 luni, 9 luni. Nu vorbim de vacanțe aici. A fost greu, dar cu ajutorul părinților, cu implicare la clubul nostru, 85% contează și părinții. Pentru că ei ne ajută și la teren și la turneul respectiv, adică ei își plătesc, nu putem noi să le asigurăm treaba asta, dar cu înțelegere și cu implicare am reușit să facem ceva frumos. Este prima competiție la care ai mers cu prima acești puști? Prima competiție, având și 3-4 meciuri amicale, pot să spun, aici înainte de turneu, am plecat un pic așa, dar să știi că rezultatele, noi, gândirea noastră nu sunt așa atât de importante, că atât vreau să zic, nu e atât de important locul întâi, dar mai important cum a fost obținut el. Am avut, vreau să vă zic, fără portar, eu am băgat, a fost un sistem 5 plus 1, unde ei încă la 5 plus 1 au tendința de turmă, au tendința să se ducă unde-i mingea, să se ducă tot timpul acolo, dar de asta vreau să zic că am băgat un jucător în poartă, plus faptul că am avut 3 copii mai mici, în care toată lumea a jucat, deci nu a fost o chestie în care să ne bazăm doar pe cei 3, 4, 5 care sunt chiar un pic mai dezvoltați, să-i punem doar pe ei, nu, i-am băgat și pe cei mai mici, dar mai talentați, deci am reușit o comunitate foarte, foarte importantă și toată lumea ne-a apreciat. Primul rând am avut un din partea celor de la federație care am fost sunat acum 2 zile și ne-au felicitat pentru, ei nu știau că și eu sunt antrenor la grupa respectivă, în care m-au felicitat de Bobby, care au zis că nu au văzut până acum la juniori un antrenor să nu pună presiune pe copii, să nu se certe cu arbitrii, să nu se certe cu adversarii. El și-a văzut doar de treaba lui și spiritul ăla să-i ceva pozitiv pentru cei pitici. Plus a părinții care au avut un comportament exemplar, nu mai vorbim de copii, care copiii după prima victorie strigau campioni. Vă imaginați? Deci vă imaginați ce era acolo când ei au bătut un meci, au bătut 5-2 pe ACS juniorul și ei strigau campionii deja. Dar s-au dus după fiecare meci. Au avut un feeling. Au avut un feeling. S-au dus, au aplaudat, i-au felicitat. Asta vreau să zic, înainte în turneu am jucat cu grupa lui domnul Poienaru de la Pandurii 2009, care are o grupă foarte bună, cu doia mai, noi fiind cu doia mai mici, și ne-au bătut vreo 8-9-1. Dar, după meci, la 6 ani, s-au dus în fața lui domnul Poienaru, în fața copiilor, în fața părinților și au aplaudat. Chiar dacă au luat 9-1 bătaie. Asta înseamnă că inițierea și formarea se procedează cum trebuie. În primul rând ne gândim la respectul în sine și la modul de abordare a oricărui meci, indiferent că este copil. El reacționează foarte bine, reacționează pozitiv la ceea ce-i transmis tu. Mario, pentru cei care nu te cunosc încă, ai peste 200 de meciuri la Liga a doua, ai jucat la Unirea Urziceni, CFR Timișoara, Corvinul Hunedoara, Pandurii Târgu Jiu, etc. Ce le lipsește din punctul tău de vedere juniorilor și mai apoi seniorilor în România pentru a ajunge la un nivel de performanță cât mai ridicat? Ce se întâmplă?
Pentru că e clar, fotbalul românesc este pe o pantă descrescătoare. Suferim, da, într-adevăr suferim. O să știi că, din punctul meu de vedere, noi antrenorii avem o foarte mare vină. În primul rând plecând de la acești copii minunați, că eu am fost la turnee și chiar dacă nu am participat eu însumi, adică stai și te uiți la un antrenor de 5-6 ani, cu pur și simplu, cum să zic, disperarea de rezultate, să iasă el în față, nu copilul, pentru el rezultatul este primordial. Nu, din punctul meu de vedere, trebuie să fie ca scop secundar, că valoarea nu se măsoară în titluri, nu se măsoară că am câștigat eu acum turneul, nu, se măsoară în pregătirea individuală a fiecărui jucător. Să-i aduci pe toți la același nivel. Chiar dacă unul progresează mai rapid, chiar dacă unul are o creștere mai lentă, unul mai bine, dar în 2-3 ani ținându-i acolo, poți să faci ceva. Și chiar antrenorii au cea mai mare vină. Din punctul meu de vedere, chiar dacă nu sunt baze, nu sunt plătiți corespunzător cum ar trebui să fie plătiți, e normal, cum este și la noi. Sunt antrenorii care sunt acum, am înțeles că sunt neplătiți la copii, dar totuși își fac treaba și muncesc. Asta este foarte grav Plus ce se interesele, întâmplă eu cred azi. că și interesele, impresarii, eu zic că au stricat foarte mult acest fotbal. Pentru că lumea nu se mai bucură. Adică mergi la fotbal doar ca să apuci să înceapă, să se termine. Nu mai stai la un spectacol, să poți să analizezi, să-ți dai cu părerea, să pur și simplu sportivitatea aia, parcă nu mai le lipsește. Da, din păcate, lucrul ăsta îl vedem și în numărul scăzut de spectatori Spectatori, care în afară de apar. 3-4 echipe, vorbind de Liga 1, ați văzut că foarte puțini spectatori sunt, pentru că lumea s-a săturat. Nu știu, de Lumea. exemplu, la Motru, că nu mai avem echipă de fotbal locală și așa mai departe, pandurii s-au dus să joace acolo, dar mai văzut și tu, 200 de oameni în Și tribune aduți maxim. aminte acum vreo, nu știu dacă mă știu, 7-8 ani în Liga a treia, când jucam cu Pandurii acolo, era stadionul plin și atmosferă și parcă jucai Liga 1. Asta este. Să ne aducem aminte că în urmă cu 7-8 ani, cum zici și tu, aveam vreo 4-5 echipe prin Liga a treia. Liga 3. Erau două echipe la Divizia B, Gilordul Târgu Cârpănești, care a promovat datorită unui gol marcat de tine, parcă în meciul de baraj, Da, dacă nu mă primul gol înșel. la 16 ani jumate, am dat primul gol și am Da. promovat în Liga a doua. A fost primul meu gol, prima mea promovare, dar Și se alege praful, din păcate, s-a nu, ales. administrațiile locale și toți sunt vinovați de acest lucru, nu pot să nu învinovățesc și să nu-i arăt cu degetul, și-au luat mâna de pe sport, nu știu ce așteaptă ca și îndrumă copiii și tinerii să-i îndrume spre păcănele sau eu știu pe ce, spre ce să-i îndrume, Păi nu ați pentru văzut că din câte păcate, păcănele avem acum? da. E plin. Nu mai vedem copii pe paze sportive, că nu ai. Unde să-i duci? Că nu ai baze. Unde să-i ducem? Unde să-i ducem? Na bine, acum ai închis și școlile Închis și școlile, în acum nu mai weekend. poți să Îmi faci aduc nici aminte când antrenament. eram copil că am fost aceeași generație și făceam Da. campionatele de fotbal între Și clase, pe școli și pe le școală, duceam și pe sâmbătă, duminici, cartiere. pe Aduți cartier și așa aminte mai pe departe. cartiere și ce simțeai, că de acolo plecai. Dar dacă nu mai avem, Da, ce să din facem? păcate ne pierdem și idolii pentru că nu mai există pe unul prin cartier care să îl vezi să zici că uite ăsta joacă la Pandurii, că Nu, vreau să fiu și eu ca el. îi vedem cu telefonul în mână, YouTube-ul, desene animate și tot ceea ce înseamnă latura internetului. Dar noi nu avem ce să facem, trebuie să muncim, să construim în condiții grele, dar asta e satisfacția când ești apreciat, chiar dacă nu foarte, foarte puțin știau de noi. Acolo când ne-am dus, deja m-au Acum sunat și mă știe sună, toată lumea. avem deja două, trei invitații oficiale la două turnee internaționale, și în Bulgaria, și în Constanța avem, la Timișoara, la București iar, dar ușor, ușor, asta vreau să vă zic. Noi vorbim mai puțin, dar lucrăm foarte bine din toate punctele de vedere la acest nivel. Când ar trebui să fie următoarea competiție la care ar urma să participați? Eu, chiar dacă nu avem o grupă în sine, nu, eu acum o să merg sâmbătă la Slatina cu 2009-2010, chiar dacă noi când am început proiectul am zis că prima grupă să fie 2011, dar în timp ne-au venit copii și n-am putut să-i refuzăm, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe cum să zic, o pregătire individuală, adică chiar dacă e diferența de vârstă, antrenamentul este același, adică din punct de vedere al tehnicii și coordonare, ei fac la fel. Chiar dacă unii mai mic, unii mai mare, antrenamentul pur e la fel. Și ei trebuie să facă, adică ei se imită cum ar veni. Și de-aia noi toate antrenamentele facem cu doi antrenori, nu există antrenament fără doi antrenori, așa am văzut când am fost în Olanda la școala de fotbal, Ajax. Nu există la fiecare grupă, inclusiv la cei mici, la 5-6 ani, de la până la 16, 17, 18 ani,
doi antrenori la fiecare antrenament, pentru că unul arată, exemplifică, celălalt trece prin jurul lor, are timp să îi urmărească să-i pe fiecare urmărească, parte. Să le corecteze greșelile, să-i îndrume, să-i stea lângă ei, chiar prin fund, chiar prin piciu, stai lângă ei, n-ai ce să faci, că ești mici. Avem acum vreo 14 jucători de 2013, gândește, 4 ani, care vin în continuu. Noi am ajuns la un număr de 52, în 9 luni, 52 de jucători. Și nu ne-a plecat unul. Înseamnă că suntem un pic, suntem noi apreciați, primul rând de părinți, știi și tu prea bine că nu am făcut prea mult tamtam, nu am fost prin școli, nu am dat nici pliante, nu am făcut nimic, doar părinții vorbesc între ei și da, ușor, până la urmă, acum vorbesc rezultatele, pentru că chiar dacă tu spui că nu pui bani, primul nu, pentru tine nu contează foarte mult lucrul ăsta, ci contează pregătirea copilului în sine. Așa este. Acum vorbesc și rezultatele și rezultatele automat te recomandă, pentru că în momentul în care ai rezultate... Păi acum vă imaginați. Acum ar vrea să vină toată lumea. Acum să vedeți acum. De asta sper că în cel mai scurt timp să se realizeze și sala, sper să realizez un turneu aici foarte puternic. Dar nu vreau să vorbesc mai multe, vreau să vorbesc la timpul respectiv și să fie toată lumea de acord cu susținerea celor din Consiliu, de la Consiliul Județean, de primărie, să ne ajute să realizăm un turneu foarte, foarte puternic. Asta... Când vorbesc puternic, vorbesc de echipe de la Viitorul Constanța până la FCSB, până la Dinamo, la școlile de fotbal din Timișoara, FC Argeș, Dani Coman, Academia, adică vorbesc de școli, dar ușor, ușor. De asta și ziceam că obiectivul nostru este formarea pe termen lung a copiilor. Nu este, acum avem 4 talentați, îi oprim, ceilalți ne scăpăm de ei. Nu. Obiectivul nostru este formarea lor, în primul rând, vorbim de formare ca om, în primul rând. Că e mult până să vorbim că formăm un jucător profesionist. Nu. În primul rând formăm un om, un caracter, să știe să reacționeze la anumite circunstanțe, la anumite situații de joc, în momentul când pierde, în momentul când câștigă, în momentul când îi lovește cineva, în momentul când lovesc pe cineva. Adică sunt niște aspecte pe care la început trebuie să pui foarte mult accent pe ele. Până ajungi la latura tehnică, nu vorbim de tactică, că e prematur să vorbim de tactică la acest nivel de vârstă. Exact. Nu pot să nu te întreb și despre situația fotbalului Gorjan Mario, pentru că ți-ai rupt picioarele, cum s-ar zice, pe la Pandurii. Tatăl tău a fost un jucător emblematic pentru Pandurii și nu numai, și pentru Jiu Petroșani. Cum vezi situația în care a ajuns clubul Fanion al județului Gorj? Păi, asta v-am zis că când, din punctul meu de vedere, s-a pus prea mult preț pe oamenii din exterior. Adică în momentul când erau condiții, în momentul când erau, aveam și echipă și jucători și conducători și terenul și tot, noi am adus oameni din exterior. Oameni din exterior care și-au văzut propriul interes și au făcut nevoile, cum s-ar zice, și au luat și bănuții, au făcut și treabă. Dar și ce, ce nevoie și-au făcut? Că uite, Narcis Răducan în ultima lună când a plecat de la Târgu Jiu a luat 2.400.000. Ați văzut că ce citeam eu, ziceau că nu-ți plăti jucătorii și uitați cum apar că conducătorii, a căror jucători jucau fără bani, erau plătiți regește. Da, eu chiar obținusem la vremea respectivă o serie de documente. Nu pot să nu mi-aduc aminte faptul că Narcis Răducan nu avea decât o întârziere financiară de 2 luni de zile. Așa este. Iar Adelin Pârcălabu, copilul nostru, e un copil de la Pandurii Târgu Foarte Jiu, talentat. Este la FC Voluntari în momentul de față. Avea nu un contract, zar, dacă nu mă da. Înșel. Avea un contract de 1000 de lei pe lună și nu avea banii încasați de vreo 7-8 luni de zile. Eu nu știu ce suflet a avut omenașul ăla în el, când el încasa câte 400-500 de milioane de lei vechi pe lună. Acesta este comportamentul oamenilor și conducătorilor. Pentru că țin minte, când eu jucam la Pandurii 2, eram 3-4-5 copii de aici, care eram pur și pur din Târgu Jiu și la fel. Ții minte că tu știi povestea, eram obligați să ne antrenăm la ora 7 dimineața. Domnul Pârvulescu ne trimitea foi, ne lăsa. Chiar dacă aveam, într-adevăr, aveam contracte pentru Liga a 3, aveam contracte mari, dar nu eram noi de vină că aveam contract cu prima echipă și eram trimiși și erau, veneau ei cu alți jucători din exterior și nu ni se dă nicio șansă, niciodată, nici măcar un antrenament. Într-adevăr, mai luau jucători, nu pe noi, că noi deja eram 27-28 de ani, putem să zicem că
se bazau pe cei mici, dar nici pe cei mici nu s-a dat încrederea necesară. Uite, câți jucători au fost promovați în prima echipă, câți gorjeni au fost, nu câți jucători, câți gorjeni au fost promovați la Panduri în atâția ani de Liga 1? Pentru că cu 10 milioane nu mai poți să-mi dai și mie, nu? E logic. Mi-ai mai da? Nu mi-ai mai da. Dar asta e, și vreau să zic că ne întâlneam 7 dimineața, eram 6 și inclusiv Cosmin Băcilă. Inclusiv Cosmin Băcilă. Un jucător, de la Faro, un jucător emblemă și pentru un noi. Care și-a rupt piciorul, bun, pentru, și-a rupt piciorul pentru clubul acesta. La meciul cu Steaua. Și alergăm la 7 dimineața prin zăpadă, că așa vrea domnul Părvulescu, să alergăm dimineața ca să renunțăm la bani, la munca noastră. Și am renunțat până la urmă. Am renunțat la jumate din salariile care le aveam pe un an jumate. Dar cum am renunțat? Cu 2 luni înainte când ne-a chemat, mai renunțasem o dată. Deci mai renunțasem o dată să fie bine, că îi înțelegeam și pe ei, că aveam salarii foarte mari. Renunțasem o dată și ne obligă și a doua oară să mai renunțăm. Și dacă n-am mai vrut și a doua oară, vă dați seama, alergați, stați, alergați. Așa e comportamentul conducătorilor în ziua de azi. Da, asta e comportament, din păcate, de Maidanul, de oameni profesioniști. Norocul nostru a fost cu domnul Mihai Prunariu, care a venit atunci și ne-a oferit un pic, când a venit dânsul președinte, ne-a ducea plecasem de acolo, care ne-a oferit un pic ajutor, adică ne-a ajutat să terminăm în temei legali și să plecăm un pic cu capul sus. Dar de aia suntem unde suntem. Acum, de ce nu mai vine nimeni? De ce nu mai vine nimeni? Nu mai are vaca lapte. Nu mai are vaca lapte. Nu mai e nimeni acum. Ai văzut pe cineva? Nu. Acum am văzut că au adus pe Emil Dică în staff. Sperăm că... A jucat și pe la Panduric. Da, cred jucător că un tur foarte bun. Jucător un tur foarte de campionat, bun. A fost la Rapid, la CFR Cluj. Jucător foarte bun și am zis că a luat drumul acesta și sperăm că... Da, din păcate, situația financiară nu este roză și nimeni nu își îndreaptă privirea spre club să... Mă refer la asociați, să-și plătească banii cu care s-au angajat în acel acord la început de campionat. Și, din păcate, probabil se va ajunge la faliment. Cum vezi tu apoi situația? Crezi că va renaște? Cum ar trebui clădit pe ce? Nu știu. Cum ar trebui clădit clubul? Din punctul meu de vedere, ar trebui luat de jos în condițiile în care ar dispărea FC Pandurii. De jos cu oameni din Gorj, cu oameni cu experiență, oameni tineri, dorniși cu pasiune. De jos de la cea mai mică grupă de antrenori de copii până la cea mai mare, de la echipa a doua, echipa mare, să se formeze un proiect bazat mult pe oamenii din Gorj, din Târgu Jiu, pentru că avem foarte mulți antrenori foarte buni, care nu i s-a dat șanse. Avem foarte mulți copii foarte buni, foarte mulți conducători foarte buni. Uite, avem cel mai tânăr debutant din istoria fotbalului românesc, un gorjean, pe băiatul lui Mărăele, care tot la fel a muncit cu el, pe baza care o știți din spatele stadionului. Pe baza care au dărâmat-o băieții. Da, și de asta ne mai mândrici noi, mai pleacă 1-2, cu asta rămâne. Dar eu cred că dacă s-ar crea, că am înțeles că sunt discuții pentru crearea unui nou club. Așa am înțeles. S-a votat în Consiliul Local înființarea unui club sportiv municipal. Dacă iar să înființăm și chemăm pe alții să facă ei să gestioneze situația cum au gestionat-o cei dinainte, nu e bine. Dar eu cred că, eu am încredere că se va realiza ceva frumos. Am încredere. De ce crezi că niciodată, dar absolut niciodată, de când la acest club au început să se pompeze bani, fostele glorii și foștii jucători emblematici pentru această echipă nu au avut loc? Sau în cel mai bun caz pentru ei, li s-a oferit un post pe la juniori și acolo sunt cazuri destul de puține? Tocmai din simplu fapt că dacă pui pe cineva, trebuie să și dai, nu? Asta e. Eu vorbesc din perspectiva tatălui meu, care a fost și, după cum știi, și jucător la această echipă, în timpul grele. A fost și când a venit domnul Condescu, prima dată când s-a implicat, a fost omul de încredere al lui domnul Condescu, a fost și șeful celor de copii și juniori și tot așa, dar în timp, spunând lucruri pe nume, a deranjat. Fiind, da. A deranjat și neputând să înghită, a trebuit să stai acasă. Și niciodată nu a mai fost băgat în seamă. Și observator de Liga a doua, de vreo 15-16 ani. Acum o să dea examen și la Liga 1. Nici măcar nu l-au chemat în privința
organizării, infrastructurii, adică tot ceea ce înseamnă. Ar fi putut să-l cheme măcar o singură dată, să-l întrebe cum a reușit să formeze grupa aia de jucători. Grupa din de 85, jucători pe care o știi. Atunci ești șef de promoție în fața lui Răzvan Lucescu la școala de antrenori. Cu jucători care au sute de meciuri la Liga a doua, cu jucători care au jucat în Liga întâi și așa mai departe. Sorin Stanciu, care a jucat chiar la Pandurii. Andrei Oancea, care a debutat și pe Liga a doua. Și Rupturanu. Liviu Bălăcescu. Rupturanu. Copii care tot la fel, din cauza faptului că nu au fost ajutați, nu au fost să-ți dea un susținuți. Degeaba ești bun dacă nu ești un pic susținut și să te ajute cineva. Dar asta e situația și asta și vorbeam cu el, mai discutăm și mai spunea că nu pot să tac. Dacă nu pot să tac și trebuie să spun omul în față, nu pot eu. Mai bine stau acasă. Și uitați că așa a fost, a stat acasă de ani de zile și și-a văzut treaba la federație, fiind observator de Liga a doua, dar sperăm că acum să fim văzuți cu alți ochi. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Pe final, înainte să mai vorbim despre Luceafărul Târgu Jiu, voiam să te întreb cum a fost experiența din Arabia. Cum să fie? Ceva fantastic. Stăm lângă domnul Victor Pițurcă și văzând cum se lucrează la cel mai înalt nivel, cu domnul Fane Iovan, cu domnul Eugen Trică, cu Nacio Martinez, preparatorul fizic care a fost acum cu Laurențiu Roșu la UTA Arad, acum este în Spania, cu Martin Tudor a fost și Martin Tudor, antrenor cu portarii, cam tot staful care a fost și la Național. Ovidiu Costășin care este acum la Craiova, încă un fizioterapeut, Cătălin, care este tot la Craiova, în staful Craiovei. Eu tot Craiova îi zic, că chiar dacă poate supăr pe unii, eu tot Craiova îi zic. Chiar pe tine, că tu ești suporter înfocat al vechii echipe, dar na, cum să fie, adică am văzut ce înseamnă profesionalismul, modul cum se lucrează, modul de analiza oricărui antrenament, a oricărui joc, modul de abordare a tot ceea ce ține de o echipă. De la condiții, că acolo nu prea au condiții, adică nu pun bazele pe ce înseamnă vitaminizare, ce înseamnă analiză de joc, pe noi nu prea interesează. Ce ține de refacere, ce ține de aparatură medicală, nu. Dar noi, Neapiții a venit cu tot ceea ce înseamnă, a venit cu 20 kg de vitamine, a venit cu aparatură, tot ceea ce înseamnă la nivel înalt să poți lucra la un nivel profesionist. Cum este Pițurcă ca și antrenor? Cum l-ai văzut tu stând lângă el? Este exigent? Este dur? Foarte exigent. Foarte dur. Mai ales că am avut niște jucători fenomenali și pe Muntari, care avea cel mai mare salariu și după primul antrenament s-a luat de un copil tânăr și a doua zi a fost ședință, amendat și i-a zis că a doua oară, dacă se mai întâmplă, chiar dacă e Muntari, se uitau toți acolo, nu le vedeam să creadă că îi tratează pe toți egal și din prisma asta, fiind un om foarte corect, a câștigat foarte mult. Deci eu n-am crezut vreodată că un antrenor poate să fie așa de bun, așa de fixist, așa de, cum să zic eu, să stai din 24 de ore, 16, 17, 18 ore la analiză video. La analiză video zi de zi. Și nu exagerez cu niciun minut. Da, asta înseamnă, de asta este și un antrenor foarte greu de luat, de-aia ține foarte mult la statutul dânsului și la statutul nostru celor din staff, că față de noi a avut un comportament eșelat, dânsul nu și-a luat banii, pe noi ne plătea din banii dânsului. El nu și-a luat nici până acum banii din contract, da. Pentru că nu... Dar a câștigat acum ultima fază a procesului. Da, a câștigat, a făcut recurs la TAS, dar a fost respins și am înțeles că trebuie să îi se vireze banii dânsului și banii noștri, celor ce am făcut parte din acest staff. Da, greu, dar eram certați, dar așa învățăm. Așa învățăm. Pentru că nu ținea cont de absolut nimeni și totul se făcea la nivel maxim. Ai mai accepta o nouă provocare de genul ăsta alături de Victor Pițurcă? Mă gândesc la acceptare, dar că aș vedea telefonul. Multă lume vorbește că am fost luat din prisma faptului că sunt nepotul dânsului. Nu este chiar așa, pentru că e greu. Eu știu ce înseamnă cel mai mult prin analizele la care am fost supus și prin prisma faptului că luând și licența B UEFA și terminând în primii 2-3 la ce presiune am fost supus, dar am demonstrat pe ceea ce am făcut acolo că mi-a meritat locul și am fost apreciat de toată lumea, inclusiv de cei din staff,
de dânsul, de alți oameni din exterior, pentru că și la federație, când a fost și militarul poate să vă confirme, când ne scotea în față și ne explica să facem ceva, prima dată zicea, hai să ne spună domnul Găman, care a făcut parte din stafful, vă dați seama dacă eram, nu știam să fac sau nu știam să arăt, nu știam să mă exprim sau nu știam să demonstrez ceea ce trebuia să fac, cum eram privit. Dar asta înseamnă să muncești, să te documentezi foarte mult, pentru că numai așa e de câștigat. Mai devreme sau mai târziu îți doresc să preiei și o echipă de seniori, să fii antrenor? Deocamdată nu mă gândesc la lucrul ăsta. Deocamdată eu cred că ca să poți să prinzi un pic experiență, trebuie să o iei de jos. În primul rând am început cu copiii. După aia eu cred că antrenor secund, să stai lângă un antrenor experimentat, să înveți foarte multe lucruri și apoi ușor, ușor să poți să preiei. Pentru că antrenor principal ai foarte multe responsabilități și trebuie să ai capacitate, când ajungi acolo, să ai capacitatea necesară de a putea gestiona toate situațiile. Că totul depinde de tine, inclusiv de la femeia de servici, de la omul cu echipamentul, de la masseur, antrenor secund, antrenor cu portare, fizioterapeut. Pe toți ei tu îi aduci. E cineva nemulțumit, ție spune. Da. Plus faptul că jucătorii, știi foarte bine că relația cu jucătorii e foarte importantă, cu absolut toți, și sunt toți caractere diferite. Mario, am ajuns la final, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea, te mai aștept și cu alte ocazii și cu noi trofee. Normal. La Târgu Jiu. Mult succes acestor tineri, sperăm că din lista pe care o ai tu acum și din cei 53 de copii pe care îi antrenezi alături de colegul tău, să ajungă toți, deci nu, să ajungă toți la Liga 1 și să și mai departe, să-i vedem în meciuri europene și să dea Dumnezeu. Pentru că nu se știe niciodată de unde se mai poate naște și pe meleagul ăsta, se mai pot naște talente, pentru că am văzut lucrul ăsta. Așa este. Sperăm. Sperăm. Muncim și sperăm ca să urmăm pe copilul lui Mălăele, cum a plecat la Viitorul Constanța, ușor, ușor să formăm și noi să poată să plece mai departe. Dar deocamdată ei sunt mici, mai au mult până la 13-14 ani. Sperăm să se țină, să le placă. Asta este cel mai important. Mulțumesc mult de tot încă o dată, doamnelor și domnilor. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine.